județul Timiș, iar pentru acest lucru avem doi invitați importanți din partea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Timiș. Așadar, o salut în studio pe Delia Sescu Barbu, directoarea APDT-ului. Posterior, având în vedere că Consiliul Județean este membru fundator. Categoric, da. Așa. Domnul Dobrea, totuși aș începe cu dumneavoastră. Cum au fost primii pași? Dacă știu bine, dumneavoastră ați inițiat asociația în cadrul Consiliului Județean Timiș. Da, în primul rând, dați-mi voie să vă spun și eu bună ziua, să vă mulțumesc pentru invitație, prima oară când mă aflu la dumneavoastră în studio și chiar mă bucur de această invitație și mai ales că discutăm un subiect care pot să spun că e un subiect mai deosebit, un subiect mai aparte și care e, în același timp se poate discuta foarte multe aspecte pe acest domeniu. Pentru că m-ați întrebat cum a luat ființă această asociație, în primul rând, trebuie să vă spun că această asociație nu a fost inventată de mine, a fost luată ca model alte asociații din țară, care, să zicem, asociații de bună practică, care reușesc să dezvolte sectorul turismului în județele lor unde își desfășoară activitatea. Și cred că cel mai bun exemplu și de unde am și luat cele mai multe idei este Asociația Litoral Delta Dunării, unde, prin prisma relației bune de colaborare care avem cu această asociație, am reușit să preiau inițiativa să o mut în județul Timiș cu sprijinul Federației Asociațiilor de Turism să înființăm și această asociație în cadrul județului Timiș. Nu a fost simplu. De ce nu a fost simplu? Pentru că m-am lovit de un anumit scepticism în ceea ce înseamnă turismul în Timiș, pentru că foarte mulți consideră că turismul este marea și muntele și cu asta s-a închis subiectul. Dar totuși am avut sprijin pe lângă Consiliul Județean și aici mă bucur de sprijinul din partea colegilor consilieri județeni care au votat asocierea în cadrul acestei asociații și încă 32 de primării din județul Timiș și astfel cele 33 de entități am format această asociație, am devenit membrii fondatori cu drepturi și cu obligații, inclusiv primăria Dumbrăvița este membru fondator în cadrul asociației. Și am pornit la un drum ca obiect principal de activitate, de a pune în valoare obiectivele turistice, de a promova turismul pe diferite paliere din județul Timiș. Aș continua cu doamna Barbu. Cum ați acceptat să veniți în echipa de la CET, având în vedere că mult timp ați fost jurnalist, apoi, chiar dacă ați cochetat cu turismul, de multe ori chiar am fost împreună în mai multe stadituri pentru jurnaliști și deci aveți un know-how, știți cam de ce ar fi nevoie în județul Timiș ca bănățenii să creadă totuși în potențialul turistic, pentru că, cum a spus și domnul Dobrea, știu că există un scepticism destul de accentuat, spun că nu prea ai ce să vinzi, dar cred că știți foarte bine că sunt obiective turistice destul de multe. Așa este, invitația a fost o provocare pentru mine. Turismul în Timiș are nevoie de multă promovare și nu numai. Și am spus să o să încep asta alături de domnul Dobrea, o să facem cât de mult putem, pentru că merită și până la urmă fiecare din noi are așa, am descoperit de-a lungul acestor luni și a întâlnirilor și discuțiilor cu multe persoane că există o pasiune în fiecare din noi pentru turism sub o formă sau alta și da, ca jurnalist am avut acest hobby și am promovat, am inițiat chiar campanii de presă legate de promovarea turismului de weekend în Timiș și în Banat. Și nu am renunțat complet la jurnalistică, dar e categoric accentul pus pe ceea ce fac aici, mai ales. Că știu bine, sunteți partener cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană. Cred că situația este oarecum la fel, pentru că și acolo era un scepticism legat de șansele Timișorașului ca să devină într-adevăr Capitală Culturală Europeană, dar după primele rezultate, oamenii probabil încep să creadă că, iată, se poate și sunt șanse ca Timișul să devină un punct turistic
cel puțin pentru weekend, dacă nu pentru, eu știu, săptămâni întregi. Da, și dacă tot a adus discuția, din păcate o dezamăgire din punct de vedere activității asociației, începem chiar la, așa, de la început cu o dezamăgire, ar fi că nu avem membri în cadrul Asociației Primăria Timișoara, chiar dacă noi susținem și desfășurăm și acțiuni de promovare în, în Timișoara și în județ și, bineînțeles, susținem activitatea Asociației pentru obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană 2021. Din păcate, Primăria Timișoara nu a înțeles deocamdată, eu sper că își va reveni, nu a înțeles rolul pe care îl avem noi, acela de a promova obiectivele turistice, de a pune în valoare și de a atrage turiști atât din județul Timiș, dar și din afara județului, din țară și din străinătate, în Timișoara și în județ, tocmai în ideea de a promova, tocmai în ideea de a dezvolta din punct de vedere economic județul nostru. Că până la urmă turismul, sunt țări care au ca economie de bază turismul în la dezvoltarea economică. Da, din păcate, administrația actuală, cred că a moștenit mentehnele erei Ciuhandu, pentru că și acolo turismul era foarte neglijat și acum nu cred că se pune mare accent. S-a făcut măcar acel info-chiosc, info-centru, dar acolo sunt doar pliante, nu cred că activitatea lor este foarte bună și colaborăm foarte bine cu ei. Important e să o luăm din punctul acesta și să construim ceva. Noi am avut câteva invitații adresate primăriei, nu ne-au răspuns, din păcate. O să insistăm în continuare și sperăm să-i avem alături de noi și important e să facem ceva constructiv, pentru că noi demarăm deja un proiect care este în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților, Tarzaniada. O să vă dăm mai multe informații în perioada următoare. Și avem, ar fi bine să vină și primăria alături de noi, pentru că nașterea lui Johnny Weissmuller este categoric legată de Timișoara. Noi vom promova intensiv acest produs turistic pentru Timișoara, pentru Timiș, și sperăm, e în avantajul categoric al orașului să fie alături de noi. Dacă ne gândim bine, atracția principală a județului este totuși orașul Timișoara, fără doar și poate sunt altele, Buziaș, Surduc, zona Făget. Băile Calacea. Absolut. Sunt, dar o atracție, mai ales pentru city break-uri, ar fi totuși Timișoara, dacă ar fi îndeajuns de promovat. Pentru acest aspect, domnul Dobra, să ne spuneți, Consiliul Județean are în administrație mai multe obiective cu potențial mare turistic. Vorbesc aici despre bastionul Terezia, care din păcate n-a intrat suficient în circuitul turistic. Vorbesc de Muzeul Banatul, care este de mult timp în Castelul Niade. Așa, exact. Muzeul Banatului. Se preconizează 2020 a fi gata și Muzeul Satului, mai sunt alte obiective în care Consiliul Județean are o parte importantă. Da, după cum a spus și dumneavoastră, baza turismului, dacă ar fi să facem o analiză, ar fi în Timișoara, pentru că aici întâlnim și turismul de business, întâlnim și turismul cultural prin ceea ce numerați dumneavoastră și dacă revenim la cele două obiective, Bastionul Terezia, anul trecut, 2015, a fost anul în care s-a închis monitorizarea din punct de vedere a accesării fondurilor, pentru că și acest proiect a fost realizat pe finanțare externă și a fost monitorizat, trebuiau respectate anumite condiții. Acum, pe 2016, vom regândi ceea ce înseamnă Bastionul Terezia. Pe anumite zone trebuie și, să zic, reluată parte din lucrările care au fost făcute acolo, pentru că au mai apărut și mici probleme și trebuie gândit de a fi pus în valoare din punct de vedere circuitul turistic, pentru că nu a fost pus în valoare. Au fost puse în valoare spațiile respective care au fost închiriate, au fost scoase la licitație și au fost închiriate pentru a aduce un venit în plus Consiliului Județean. Din punct de vedere a Castelului Hunyade, sper în primăvara acestui an să finalizeze latura de nord-vest, pentru că acolo s-a făcut o intervenție în regim de urgență, ținând cont că au apărut crăpături foarte mari în acel perete. S-a obținut pe parcursul anului 2015 avizul de la Comisia Interministerială din cadrul Ministerului Culturii. S-au făcut aceste intervenții, se termină lucrările pe latura aceasta de nord-vest, iar după aceea vom depune de nou proiect pentru accesarea fondurilor europene pe programul operațional regional, unde există o axă privind patrimoniul cultural și unde putem accesa până la maxim 5 milioane de euro.
sumă care împreună cu bugetul propriu al Consiliului Județean va putea duce la realizarea întregii lucrări și la redeschiderea acestui obiectiv turistic spre cetățeni, spre doritorii de a vizita castelul. Cum ați început practic la PDT, la strategia mă gândesc, pentru că turismul acum este nișat pe mai multe paliere, este turism de conferință care ți-a amintit, pe Timișoara practic doar incoming-ul e bazat în mare parte pe conferințe ținute la diferite hoteluri medicale, de IT și așa mai departe. Este turism ecumenic, turism cultural, turism pentru spa-uri, băi, vă axați pe toate sau vreți să vă nișați mai spre un anumit segment? Acum, cum ați enumerat și dumneavoastră, sunt mai multe paliere și bineînțeles că ne axăm pe mai multe palete de acțiuni, pentru că noi, gestionând activitatea turistică la nivel județean, avem obligația să încercăm să scoatem în valoare întreg potențialul turistic al județului Timiș. Și aici, dacă discutăm de zona Făgetului, avem, să zicem, două categorii: turismul ecumenic, ținând cont de bisericile de lemn care se află în țara Făgetului, dar și în același timp un turism de relaxare, de weekend, de drumeții, în preajma Valea lui Liman, Lacul Surduc, Zoltu, o zonă deosebit de frumoasă și deosebit de atractivă pentru drumeții, pentru concursuri de cicloturism, pentru concursuri de atletism s-au organizat în zona respectivă și chiar au fost într-o perioadă și raliurile care au fost prinse în etapele naționale. Din păcate am pierdut organizarea, se pleca de la Făget și se ajungea până la Fârdea, până în zona lacului Surduc, dar din păcate am pierdut organizarea acestei etape, era raliul Banatului prins. Era un lucru binevenit pentru că atrăgea pe lângă participanți, pe lângă echipele fiecărui participant și bineînțeles și iubitorii ai automobilismului și care erau potențial clienți în zonele respective și, bineînțeles, potențial vizitatori ai turismului. Dacă mergem în Timișoara, vă spuneam, există turismul de weekend, turismul de business, turismul cultural, putem merge în zona Gătaia, Ceacova, unde întâlnim din nou turismul cultural, turismul istoric privind anumite obiective. Avem muzeele de la Jimbolea, de la Sinicolau, case memoriale, sunt mai multe și să nu uităm, foarte important, ceea ce înseamnă, pentru că au și posibilitatea, să știți, să obțină și finanțări externe, e vorba de stațiunea Buziaș, care are turismul balnear, singura stațiune declarată de interes, stațiune turistică de interes național, cu hotărâre de guvern. Din Timiș. Din Timiș, da, discutăm de Timiș și Băile Calacea, singura stațiune de tot prin hotărâre de guvern declarată de interes local, stațiune turistică. Deci astea două le avem la nivelul județului și astea două sunt și eligibile pentru accesarea de fonduri europene. Dacă mă înșel, atunci CJT-ul în ultimii ani poate s-a axat spre promovarea lacului Surduc, ați făcut mai multe evenimente acolo consecutiv, au trecut ziua lacului Surduc sau zilele lacului Surduc. Acolo există o problemă și o poveste mai lungă, vorbim despre inundarea unor case practic din care s-au construit ilegal până la urmă într-o zonă inundabile, sau nu știu exact termenii dumneavoastră, să știți mai bine. Când se poate rezolva acolo situația, având în vedere că sunt și probleme la pensiuni, nu se pot omologa, sau ne spuneți dumneavoastră mai concret, dacă se poate lacul Surduc să fie o atracție într-adevăr de top pentru județul Timiș? Categoric se poate. Noi de aceea am și luat decizia și am început să promovăm acest eveniment care în fiecare an o să-l organizăm și în acest an îl vom organiza, vom avea a doua ediție, Zilele Lacului Surduc. Doar că acolo, a spus foarte bine, e o problemă mult mai veche.
și anume în momentul când a început să se dezvolte zona lacului, nu s-a luat în calcul dezvoltarea în baza unei viziuni, în baza unui plan de urbanism. În funcție de cum aveau parcelele fiecare proprietar sau cum au fost puși în posesie în perioada respectivă, fiecare proprietar și-a construit cabana fără să respecte sau fără să îi se impună anumite reguli din punct de vedere urbanistic. Și de aceea, dacă ați văzut, acum când se realizează drumurile, infrastructura, se pune asfalt sau se încearcă să realizeze un trotuar sau asta, totul este șerpuit în acea zonă, din păcate, pentru că ai ajuns să faci drumul după gardul sau casa omului care are proprietatea respectivă acolo. Dar totuși nu putem să lăsăm de izbeliște acest obiectiv, pentru că este un obiectiv foarte important din punct de vedere turistic. Din păcate, nu putem să-l transformăm 100% în obiectiv de agrement în totalitate, pentru că ar fi la mare căutare, să zicem, aceste ski-jeturi, concursuri cu bărci cu motor, ceea ce pe lacul Surduc nu este voie, este interzis, ținând cont că lacul Surduc a fost realizat pentru acumulare cu apă și alimentarea orașului Timișoara în regim de urgență. În cazul în care Timișoara nu mai poate fi alimentat cu apă, lacul Surduc are această posibilitate și există anumite conducte care duc până în Timișoara și pentru a alimenta în situații de urgență lacul Surduc, și atunci nu au voie aceste bărci cu motor pentru a nu polua lacul. Ne-am izbit, să zic așa, de o problemă când am organizat acest eveniment, pentru că l-am organizat pe 2 zile, publicul care a participat la eveniment a diferit de la o zi la alta, tocmai din cauza că nu aveau posibilități de cazare. Nu neapărat că nu pot fi acreditate. Nu știau de... Nu, chiar nu s-a dezvoltat din punctul ăsta de vedere, pentru că este un obiectiv care n-a fost scos în valoare foarte mult. Asta este rolul nostru, până la urmă, de a promova, de a-l scoate în valoare, de a dezvolta cât mai mult zona din punct de vedere turistic, din punct de vedere a promovării ei, pentru a da un curaj investitorilor, ținând cont că acum din nou se vor deschide axe de finanțare și se vor putea realiza și pensiuni turistice, să vină să investească în acea zonă, să-și construiască pensiuni, iar noi, prin evenimentele care le creăm, să atragem turiști, să atragem potențial clienți la astfel de locații. Asta este marea problemă a lacului Surduc. Nu există foarte, foarte puține locuri de cazare pentru potențialul zonei respective. Sau poate sunt, dar nu știu să se promoveze. Nu, știți ce sunt? Vă spun ce sunt. Sunt cabane private care se mai pot închiria așa, la cunoștințe, prieteni și alte cele, dar nu sunt pensiuni autorizate, acreditate, clar, deci care să intre într-un circuit turistic. Ideea noastră de a organiza eveniment acolo este aceea de a arăta că putem duce turiști în momentul în care se creează și condiții, pentru că e un cerc vicios, dar rezolvarea stă totuși în mâinile celor care doresc să ofere servicii de turism, a celor care au pensiune, a celor care ar putea să deschidă acolo unități de alimentație publică, pentru că dacă mergi nu ai nici unde să mănânci. Deci noi le arătăm, putem să vă ducem turiști, dezvoltați zona, încercați și vă ajutăm și noi. Chiar aici am vrut să ajung, pentru că sunt zone în care, potențialul turistic poate nu e unul evident. Haideți să spunem Bucovăț, Variaș, Bethausen, Șandra, sunt pensiuni interesante acolo, chiar frumoase, și chiar dacă nu există un turism local bine dezvoltat și unde ar fi nevoie, practic lipsesc. Da, așa este, da. De exemplu, Zolt pentru Surduc totuși e puțin... Nu e departe și este foarte solicitată pensiunea. Da. Între singurile. Da. Și poate în viitor o să apară și altele asemănătoare în zonă. Noi sperăm, pentru că chiar este un potențial în zona lacului Surduc și e păcat să nu fie exploatat. Anul trecut ați realizat un clip de promovare. Da, de promovare a obiectivelor din județ. Cum au decurs filmările sau cum ați ales obiectivele pe care doreți să le promovați? Au fost greu să faceți o listă scurtă să intre în cele 6 minute, 7 minute? Nu, am încercat să alegem obiective viabile, obiective pe care dacă le prezentăm să poată fi accesate imediat de cineva care ajunge în Timiș, în primul rând. Am încercat să atingem de asemenea și mai multe forme de turism. Am încercat să ajungem și pe pista de biciclete pentru cei care vor să facă turism sportiv, am încercat să ajungem și la
castel, am încercat să ajungem și la muzee și la lacul Surduc pentru cei care iubesc natura. Nu a fost foarte greu, am avut destul de puțin bani și am încercat să facem cât mai bine lucrurile cu acea ajutor. Haideți să vorbim și despre problemele astea mai mici, mărunte, dar care totuși sunt importante. În Timișoara am observat, dar și în județ, sunt multe obiective turistice, muzee, care există, dar sunt foarte greu de accesat. Trebuie să suni înainte, nu știi unde să mergi. Uite, am fost împreună atunci când ați făcut conferință la Buziaș, da. De exemplu. Da. Există acolo muzeul etnografic, dar foarte puțin știu, sau este greu de accesat. Sau vorbim de Muzeul Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara. Este foarte interesant. Lumea nu cred că știe, trebuie să suni cu zile întregi înainte și practic... Asta am încercat și prin pliantul, prin materiale pe care am reușit să le facem până acum și continuăm, vom continua să le facem și anul acesta, să scoatem în evidență acest fel de puncte de vizitat. Acum sunt date, să zicem, pe aceste pliante care se află în infocentrele turistice. O să continuăm să le identificăm și să le promovăm. Ține categoric și de o colaborare cu autoritățile locale, cu primăriile de acolo de unde funcționează aceste obiective turistice, pentru că depinde foarte tare de primar sau de cei care se ocupă să țină deschis acel punct așa cum și să se respecte programul așa cum este el stabilit și cum noi îl promovăm. Am mai avut o discuție chiar recent cu doamna profesor Hedeșan de la Universitatea de Vest, căruia îi propusesem anul trecut o colaborare cu studenții de la Universitatea de Vest în ideea de a oferi câteva explicații pe acele obiecte etnografice din muzeu, pentru că nu existau și nu există nici ghid și nici posibilitatea de a avea. E mult mai ușor să realizezi câteva explicații într-o practică cu studenții. Nu s-a întâmplat pe parcursul anul trecut, am recontactat-o și mi-a promis că vom face ceva mai departe în acest sens. Deci continuăm să le promovăm și să le aducem la un nivel în care să putem să oferim ceea ce vrem. Dacă îmi permite să, pentru că ați atins o problemă foarte delicată și mai dau un exemplu în tot ce a spus dumneavoastră, și anume Muzeul de la Traian Vuia. Muzeul de la Traian Vuia, care e în aceeași situație și nu este deschis cu program tot timpul publicului. A fost chiar o situație când un autocar de turiști străini a oprit și nu s-a putut organiza această vizită. E o problemă delicată care trebuie să ne asumăm, dar ne lovim de următorul aspect. De exemplu, pentru acest muzeu este organizat de câteva luni bune concurs de muzeograf. Bineînțeles că ideea ar fi să fie din zona respectivă pentru a fi acolo la program, avea într-o perioadă Muzeul Banatului, că aparține de Muzeul Banatului, și avea într-o perioadă de a făcea naveta de la Timișoara la Traian Vuia, ceea ce nu este chiar un lucru foarte, foarte simplu și costisitor. Da, acum e puțin mai simplu, dar totuși costisitor, pentru că trebuie să asigure angajatului combustibilul zilnic, pierde o oră pe drum la dus, o oră pe drum la întors și încă să fac demersuri, pentru că nu există oameni specializați în acest domeniu. Semnarea, ce spunea și doamna directoare, semnarea acestui, că am semnat și o convenție cu Universitatea de Vest pentru o colaborare cu studenții pentru practica de care au ei nevoie în domeniul turismului, s-ar putea să fie o rezolvare temporară a acestei situații pentru a deschide larg publicului aceste obiective care nici nu se știu unele de ele și nici nu sunt vizitate, tocmai în ideea de a poate sensibiliza și de a atrage, să zicem, atenția autorităților locale și de a se implica, de a pune la dispoziție personal să sprijine aceste obiective. Cred că totuși rezolvarea poate se va găsi în realizarea acestor infocentre care sunt create la nivelul unităților administrative teritoriale, care au reușit să le realizeze prin fonduri europene și care trebuie să, pe lângă personalul specializat în turism, trebuie să aibă pregătire în turism, ghid turistic, consultant în turism sau diferite forme asemănătoare, oamenii aceștia poate eventual să fie un ghid pe diferite obiective turistice și astfel să rezolvăm problema dacă nu găsim specialiști clari în cadrul muzeului.
Dacă tot suntem la acest subiect, atunci trebuie să vorbim și de bisericile din lemn, din zona Făgetului. Cred că problema e oarecum asemănătoare și acolo. Practic, acolo nu se țin slujbe săptămânale. Stau, nu toate, da. Și, nu știu, în trecut, cel puțin, era destul de greu de intra, pentru că le vezi de afară, dacă probabil mulți vor să și intre, pentru că sunt foarte interesante și unice pentru zona noastră și uneori este delicat să cer cheia, să nu știu cum s-au rezolvat, știți mai bine, pentru că în ultimii ani s-au renovat foarte multe prin intervenția Guvernului României. Da, ele au fost reabilitate cu sprijin financiar de la Ministerul Culturii și această situație, din punct de vedere a vizitărilor, încă nu este rezolvată. E aceeași problemă care a spus-o și dumneavoastră, dar cred că și aici rezolvarea lor tot de funcționalitatea acestor centre de informare turistică. Și pentru că îți deschizi și nu pot să nu, cum să zic, să nu analizăm realitatea care este la ora asta, vă spun că aceste centre de informare turistică în anumite zone au fost realizate pentru că aveau un punctaj în plus la ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene. În momentul în care și-au realizat aceste centre de informare turistică, și-au dat seama că trebuie să angajeze și personal specializat, din nou o condiție de a avea viabilitatea aceste finanțări externe. Și astfel am ajuns în situația în care, în anumite localități, centrele nu erau funcționale. Am preluat această inițiativă împreună cu doamna directoare și am avut o întâlnire cu toți cei care lucrau la centrele de informare turistică, care unii erau conectați la ceea ce înseamnă obiectivele turistice din localitățile lor, pentru că, până la urmă, rolul lor e să-și promoveze local turismul și obiectivele turistice, iar unii, din păcate, nu știau încă cu ce exact se ocupă ei în cadrul acestor centre de informare turistică. O mare problemă. Tocmai din această cauză sau din acest motiv, să spun așa, am luat decizia și în martie organizăm a doua conferință de turism la Buziaș, unde vom avea ca și tematică principală centrele de informare turistică și unde sperăm să avem pe toți cei care sunt angajați în aceste centre de informare turistică, unde sperăm ca aceștia să se angreneze clar la acest mecanism de promovare a obiectivelor turistice din județul Timiș și din localitatea lor. Și aici se poate rezolva și această situație în momentul când apare un grup care toată lumea acum când merge să viziteze caută pe internet, să fie accesați în primul rând pe internet, de a-și programa vizita, iar ghidul turistic care este prezent la centrul de informare turistică să-i însoțească la ora la care a fost programat vizita la diferite obiective, inclusiv la bisericile de lemn, dacă există pe raza localității respective. Ar putea să fie un mecanism care să și funcționeze, pentru că noi trebuie să venim în sprijinul primăriilor și să dăm o funcționalitate și o viabilitate acestor centre de informare turistică, care deocamdată acum, la ora asta, nu-și găsesc rolul în totalitate. Sunt oameni tineri, în mare parte, care lucrează acest centre de informare turistică. Asta este un lucru bun, pentru că au accesul la internet, știu să lucreze. Vrem să conectăm toate centrele de informare turistică la baza noastră și la site-ul Asociației de Turism, unde se poate pleca spre fiecare zonă în parte, pe parte de online. În Serbia, în Ungaria, știm, sunt foarte multe evenimente gastronomice, aproape în fiecare orășel sau oraș mai mare. În județul nostru este la început acest fenomen. Vorbim de Buziaș cu Festivalul Păpricașului, chiar în Dumbrăvița, Festivalul Tocăniței, la Sânt Petru Mare, dacă știu, se face ceva cu răchie. La Bodo s-a început ceva în ultimii ani. Există potențial din punctul ăsta de vedere? Încurajați comunele unde există un specific cu o rețetă pe care, eu știu doar cei de acolo să promoveze mai mult?
Da, categoric sprijinim genul acesta de turism, să zicem. Inițial am vrut și noi să facem anul trecut un festival al gastronomiei minorităților, dar pentru că există deja în Timișoara, am zis să nu ne suprapunem, să vedem ce putem aduce în completare. Asta e ideea, nu să facem în paralel mai multe astfel de festivaluri. Și am stagnat puțin această pregătire. Dar, în ceea ce privește evenimentul de la Buziaș, de la Dumbrăvița, ele au fost promovate pe site-ul nostru și pe pagina noastră de Facebook în momentul în care s-au apropiat ca termen de manifestare. Și ceea ce vrem să facem în primăvara aceasta o să fie un pliant care să promoveze pe Timiș rețete specifice unor locații, așa cum sunt, eu știu, clătitele de la Ana Lugojana sau ce știu eu, ce altă mâncare din altă parte a județului. E un model pe care Sibiu l-a exploatat foarte bine și atrage foarte mulți turiști, foarte mulți turiști, și sperăm să atragem și noi, eu știu, pe partea aceasta mai mulți oameni. Domnule Dobrea, și revenind la dumneavoastră, Consiliul Județean Timiș este un actor foarte important în cadrul DKMT-ului, Asociația Dunăre Criș Mureștisa. Acolo, în ultimii ani, puțin, eu știu, hai să zicem, au stagnat lucrurile, nu s-au concretizat foarte multe proiecte, în afară de aceste proiecte bilaterale sau trilaterale cu Voivodina și mai ales cu județul Ciongra. Vorbim aici de proiecte punctuale cu pompieri, cu acțiuni de genul ăsta. Au fost voci care au spus că DKMT-ul a trebuit să se transforme ușor pentru a promova turismul în această regiune, să se axeze pe turism, pentru că aproape cel mai important și cel mai de succes proiectul lor a fost acela de turism cu drumurile gastronomice, drumul vinului, ceva cu arhitectura, au fost pliante foarte cerute, hărți, da. Și unii au spus că de ce nu să se axeze mai mult pe această temă în viitor. Vedeți ceva oportun în această idee? Din păcate, activitatea euroregiunii de KMT a scăzut foarte mult și cred că acest lucru s-a datorat în mod special concentrării activității spre cele două programe, și anume programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia și programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria. Sunt programe unde se pot accesa fonduri europene și unde s-au pus în valoare diferite obiective sau s-au realizat și diferite investiții, cum ar fi, de exemplu, pista de biciclete care e până la graniță cu Serbia, realizată de Apele Române Banat, Consiliul Județean Timiș, Primăria Zdrenjanin. Un exemplu. Totuși cred și sunt de părere ca și dumneavoastră că trebuie reluată discuția în cadrul euroregiunii de KMT și trebuie intensificat pe aceste evenimente de promovare, pentru că atât în Ungaria cât și în Serbia și bineînțeles în județul Timiș au fost echipe, cred eu, foarte bine conectate la ceea ce înseamnă județele respective și pot din nou să reie discuția și se pot axa clar pe ceea ce înseamnă dezvoltarea turistică. Trebuie doar reluată inițiativa, v-am spus că a stagnat în ultima perioadă, trebuie reluată inițiativa, trebuie stat la masă, dar în același timp orice idee în ultima perioadă se transpune spre aceste programe de cooperare transfrontaliere, pentru că, de fapt, ele sunt un sprijin, aceste programe de cooperare, pentru că poți accesa, nu trebuie să lucrezi cu bugetul propriu, poți accesa aceste fonduri externe și poți pune în valoare mai mult obiectivele turistice. Dacă îmi dați voie, o să spun eu un loc cu domnului Dobrea, că au venit cei de la DKMT către noi zilele acestea, încă e în discuție de asta. Ideea de a duce copiii din Timiș, din Ungaria și din Serbia, din euroregiunea DKMT, cu un mijloc de transport prin această euroregiune și să-i provocăm să-și prezinte ei zona de unde vin celorlalți.
Dar bănuiesc că domnul Dobra vrut să fie mai clar stabilit totul. Cred că e o inițiativă foarte bună, pentru că sunt orașe și în Serbia foarte interesante, la care cred că timișorenii încă nu au acces, dar cred că merg foarte rar sau foarte puțin. Mă gândesc la Novi Sad sau poate ajung până la Vršac, dar mai rar în ultimii ani merg la festivalul Dovleacului din Kikinda mai mulți, dar cred că există și un potențial foarte mare, dincolo de băile din Ungaria, la care merg foarte mulți. Da, care sunt frecventate. În weekend, dar cred că și acolo există din partea lor o oarecare frustrare, pentru că vin foarte mulți, dar nu stau acolo, adică vin și, pentru că e aproape, nu stau la hoteluri, foarte puțin aleg să se cazeze, sau nu vizitează, eu știu, de exemplu, în Seged e o grădină zoologică foarte interesantă, care a avut un sprijin foarte important și pentru grădina zoologică din Timișoara, dar nu foarte mulți se încumete să... Nici nu cred că știu foarte mulți. Nici nu, așa, exact. Ai vrut să spun ceva. Legat de KMT, Segedul, acolo este un proiect sau un gând foarte vechi legat de podul peste Mureș, care ar lega mult mai ușor Timișoara de Seged prin intermediul trenului. S-au inițiat studii de prefezabilitate anul trecut. Au fost declarații că se realizează în... Vorbim de calea ferată. Calea ferată, da. Există potențial ca acel pod de peste Mureș să fie din nou construit. Vreau să vă spun că colegii de la județul Ciongraț au reluat discuția, dar tot în cadrul acestor programe de cooperare transfrontalieră vor o parte din fondurile care sunt alocate acestui program să-l direcționeze spre ceea ce înseamnă documentație, studiu de fezabilitate și proiectare unei linii ferate de mare viteză care să lege Timișoara de Ungaria. E foarte greu la ora asta, trebuie să o spun, pentru că e o sumă foarte mare. Bugetul programului de cooperare transfrontalieră nu e foarte mare și ar consuma mare parte din fonduri fără a mai fi în stare să realizăm și alte proiecte. Deci deocamdată e la stadiu de discuție, e mai mult această linie care e ferată, e mai mult o discuție la nivelul ministerului, pentru că presupune și o investiție destul de mare în perspectiva în care ar fi pusă în aplicare. Suntem în Dumbrăvița, în comuna de aproape 8.000 de locuitori la nord de Timișoara. Sunt niște obiective sau un potențial turistic interesant. Vorbim aici de pădurea verde și de lacul de acumulare a pârâului Behela. Credeți că există un potențial mai mare pentru a dezvolta mai mult turismul din marginea municipiului? Categoric există. În general, în acest moment, turismul a fost potențat, să zicem, în aceste zone de evenimente, de evenimentele pe care le derulează localitățile marginașe. Dar și cadrul natural oferă posibilitatea de a-l dezvolta. Am avut o primă discuție și un eveniment de promovare anul trecut împreună cu primăria Comunei Moșnița. Continuăm anul acesta și urma să discutăm și cu Giroc, pentru că și eu acolo, și probabil că anul acesta vor continua întâlnirile cu localitățile marginașe. Și eu, din ce știu, activitatea primăriei Dumbrăvița pe ceea ce înseamnă colaborarea pe programe de cooperare transfrontalieră, chiar au reușit și sunt exemplu de succes accesarea foarte multe fonduri pe programul România-Ungaria și cred că în continuare, chiar când am fost nu foarte de mult la dumneavoastră în comună, odată cu inaugurarea sălii de sport, i-am încurajat să meargă în continuare pe această idee, pentru că poate să acceseze fonduri europene și pentru dezvoltarea turistică, chiar pentru realizarea anumitor construcții și care ar putea duce la această dezvoltare a zonei pădurea verde. Doamna Delia a amintit la început emisiunii că a avut proiecte legate de încurajarea turismului de weekend din Timișoara sau în Timișoara. Dumneavoastră sunteți din Lugoj,
vă provoc să ne spuneți, de exemplu, haideți să mergem într-un weekend sau într-o duminică la Lugoj. Ce ne arătați? Unde vreți neapărat să ne duceți dacă alegem Lugojul pentru o zi întreagă, să spunem? Eu cred că sunt foarte multe obiective turistice la Lugoj, dar bineînțeles, ca să comprimăm într-o zi, a merge clar la Muzeul de Istorie al Lugojului, unde este un muzeu foarte bine gestionat și unde am putea să vedem parte din istoria Lugojului pe diferitele paliere, atât culturale, cât și istorice, cât și să zicem, a personalităților care au trăit în Lugoj, pentru că, după cum știți, foarte mult timp s-a zis că Lugojul este capitala culturală a Banatului și asta s-a dovedit și prin prisma diferiților compozitori, diferiților oameni de cultură care au dăinuit foarte mult timp în Lugoj și care au și acum, în prisma noii conduceri de câțiva ani la Lugoj, au și case memoriale și au fost puse și în evidență și au demarat în cadrul acestui circuit turistic, care cred eu că va fi valorificat odată cu realizarea și centrului de informare turistică, pentru că și Lugojul realizează la ora asta un centru de informare turistică, nu este încă finalizat. În momentul în care el va fi pus, deschis larg publicului, cred că cei care vor lucra acolo vor reuși să creeze și anumite circuite turistice de vizitare al Lugojului. Hanul Poștei poate să fie din nou un obiectiv turistic. Hanul Ana Lugojana, care este recunoscut de foarte mulți ani ca și un loc de drumeții și un loc de popas în zona respectivă. Sunt mai multe obiective care pot fi vizitate. Sunteți mulțumit la ora actuală de turiștii care vizitează Lugojul? Pentru că din Timișoara cred că poate dacă ar ști mai mulți, eu știu, niște evenimente sau locuri interesante unde s-ar duce, probabil ar pleca mult mai mulți. Nu, din păcate, la acest capitol Lugojul mai trebuie să lucreze, pentru că dacă am scoate, să zicem, festivalul de folclor și festivalul de jazz care este organizat de Casa de Cultură a municipiului, din punct de vedere a evenimentelor pentru a atrage turiști, stau destul de slăbuți și ar fi păcat să nu vină în cadrul, că nici Lugojul noi avem ca membri în cadrul asociației, să nu vină alături de noi și să lase, să zicem, echipa doamnei directoare să găsească evenimente și împreună cu Casa de Cultură a municipiului să promoveze diferitele evenimente și diferitele obiective care sunt în municipiu. Cred că problema cel mai important este crearea de evenimente, pentru că categoric asta ar aduce cei mai mulți turiști. Unele chiar, eu știu din exemplu de Serbiei, Ungariei, unele sunt deja atât de mari încât practic vin zeci de mii de turiști într-un oraș care da, e aproape, eu știu că Deta sau... Ați văzut și exemplu care l-am organizat cu sprijinul Consiliului Județean, acel festival de muzică Exitul, care l-am adus, l-am luat ca model din Serbia și a fost prezent la Muzeul Satului. Tocmai asta este rolul nostru, de a crea împreună cu autoritățile locale diferite evenimente, de a pune în valoare obiectivele și zona turistică respectivă. Dar prin prisma evenimentelor atrag și oamenii în zona respectivă. Din păcate, ne îndreptăm spre finalul emisiunii. Din păcate, am fi avut mai multe subiecte pe care să le abordăm. Totuși, vreau să vă întreb ce planuri aveți pentru 2016. O să aveți chiar la începutul săptămânii o acțiune cu presa, ce o să le prezentați, în mare să nu le divulgăm acum. Da, o să avem luni o conferință de presă în care vrem să anunțăm că am www.turisttimis.ro are un QR code, este o prescurtare care va folosi celor care utilizează smartphone-uri. Vrem să o promovăm nu doar în infocentrele turistice, dar și în cadrul universităților.
pentru că tinerii sunt cei care utilizează mai frecvent, să zicem, astfel de tehnologie. Vrem să dăm câteva detalii legate de Conferința Națională de Turism, de legate de tematică, să lansăm provocarea și să vedem ce reușim să rezolvăm. Vrem să, de asemenea, să prezentăm intenția noastră de a susține Tarzaniada și de a discuta pe această temă. Vrem să vorbim despre cele 4 proiecte europene unde am fost invitați ca parteneri și pe care am aplicat. Sperăm să avem și un rezultat bun. Și mai sunt multe alte subiecte, dar și de asemenea anul acesta vom continuarea proiectelor care le-am făcut și în 2015. Da. Zilele lacului Surduc, din nou, intenționăm să o facem mai frumoasă, un eveniment mai frumos. Vom avea, de asemenea, în aprilie săptămâna altfel și de această dată, în acest an, am vrea să punem accentul pe Muzeul Traian Vuian. Nu ne mai ducem la pista de biciclete, vrem să ne îndreptăm atenția spre muzeu. Vrem să aducem din nou copiii și să-i provocăm să vorbească ei despre acel obiectiv, să vedem cum îl percep ei și mult mai multe. Cred că, ca să scot în evidență, cred că cel mai important ar fi reușita accesării acestor fonduri europene, iar în cadrul unui proiect pe fonduri europene am avea finalitatea acestui proiect ar fi și realizarea strategiei de dezvoltare turistică a județului Timiș și a regiunii, este prins și pe regiune, da? Sper să nu greșesc, așa este, și cred că asta ne-ar da un material foarte bun de studiu și de analiză încotro trebuie să ne îndreptăm spre ceea ce înseamnă dezvoltarea turistică și promovarea turismului în județul Timiș. La târguri de turism, doriți să participați, este benefic pe termen lung o astfel de prezență? Unii neglijează, alții... Este absolut benefică o astfel de prezență, pentru că înseamnă că existi. Dacă ești acolo, există. Azi dimineața am avut chiar o discuție cu o persoană care spunea că e momentul să începem să fim văzuți și în afara județului, că nu înseamnă promovare doar aici local. Da, intenționăm să mergem la mai multe târguri. Deocamdată vom face ca vizitatori un drum spre Belgrad, spre târgul de la Belgrad în februarie. Și ne gândim la târgul de la Berlin să fim prezenți și poate în Republica Moldova. Da, e foarte important pentru că trebuie să atragem turiștii din Europa spre județul Timiș și cred că numai printr-o pregătire foarte bună a ceea ce înseamnă promovarea județului vom putea face față cu brio, pentru că sunt foarte mulți specialiști prezenți la aceste târguri și cred că și asta a fost un motiv și trebuia specific poate la început. Noi, după ce am înființat această asociație de turism, Consiliul Județean și cele 32 de primării, ne-am deschis și spre mediul privat și am făcut invitația și avem alături de noi și agenții de turism și hotelieri și firme private care promovează turismul sau care au activitate pe acest sector, tocmai în ideea că noi să creăm, să promovăm, iar ei să vină să-și vândă produsul. Pentru că până la urmă turistul când caută și vrea să vină într-o zonă să steie 3-4 zile, o săptămână în județul Timiș, va căuta și condițiile clare, ce înseamnă asigurarea cazării, a mesei, a transportului, a diferitelor posibilități de agrement. Și atunci nu este rolul nostru de a vinde aceste lucruri, trebuie să avem parteneri, agențiile de turism, care ei creează aceste programe, aceste, să zic, pachete turistice și care vin în sprijinul a ceea ce dorim noi, să atragem turiști din afara județului, din afara țării, spre județul Timiș. Din păcate, aici iarăși o poveste lungă. Sunt foarte puțini agenții de turism care se preocupă sau se ocupă de promovarea zonei, a Banatului, dar poate să dezvolte și acest lucru, pentru că dacă văd că cineva îi sprijină cu adevărat, atunci ei se vor dezvolta cu siguranță în momentul în care și obiectivele și ceea ce vor avea de promovat vor fi pe măsura ceea ce doresc și ei să ofere și ce deja cere turistul din afara țării. Doamna Barbu, domnule Dobra, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Stimați telespectatori, despre turism o să mai vorbim în edițiile viitoare. Până atunci, la revedere!